Și bine ați venit pe canalul Oana și Daniel Dănescu. Să ne jucăm triviador, că m-am jucat și aseară. Și ia să vedem noi. Aseară m-au scos de vreo câteva ori din joc. N-am des? Mi-au luat teritoriul cu totul. Da, și am părăsit jocul. Păi da ce? Eu mă joc ca să iei să-mi ia teritoriul, ce Dumnezeu. Am dat părăsire joc de nu s-a văzut. Ia să vedem acum. La ce vârstă a murit Iuri Gagarin, primul om care a ajuns? Oh, de unde să știu? Ia, o dăm la ghici. Am dat-o la ghici și am nimerit-o. Chiar am nimerit-o. Să ne alegem teritoriul. Nici n-am auzit de scriitorul ăla. Sau cine era. Punem aici cu albastru. Și dacă e să-mi ia tot teritoriul, dau părăsire joc, că nu-mi place. Am trecut pe primul loc. În ce an se construiește primul autobuz românesc la uzinele Vulcan? Știi? Nici măcar n-am auzit de uzinele Vulcan. N-ai auzit, nu? Am zis 1940, nu e 1954. Nici măcar pe aproape n-am fost. Acum nu știu uzinele Vulcan de la noi din țară? Nu. Vă zic vreodată de așa ceva? Un pic. Dar e bine că pun și întrebări din astea și de la noi din țară, dar și de la ei, din toate domeniile, de fapt. Am trecut pe locul 2 acum. Cât la sută din suprafața Pământului acoperă Oceanul Pacific? Asta e și răspunsul meu. Da. Ah, ia jocul ăla cu... Da, iar joculețul ăla, da. Am fost... Am zis o parte din răspuns. Că de asta mi-a dat unul ăla. Da, ați reținut, da? Ia să punem aici. Băi, să nu... suntem la egalitate cu toții acum. La câți ani a murit ecologul Steve Irwin, cunoscut vânătorul de cu... Eu nu să știu, maică. La 46 de ani. Tă, cam tânăr. M-a fi prins un crocodil. L-a păpat un crocodil, da? Mai știi? Ops, pe locul 2. E așa, bătălie, ia să vedem. Aici ce întrebări sunt? Eu sunt cu albastru. Tudum. Tudum. Cum este reprezentat numărul 1000 în cifre romane? M. De la mă, fetița! În ce an s-a născut sculptorul român Iftimie Bârlean? Vezi, am răspuns amândoi. 1965. Cine, mă? Nu știu, Bârlean, nu mai știu, sculptor român. Dar știi în ce an m-am născut eu? Corect. El a auzit de mine? Eu de ce să știu de el? Deci, cred că nu sunt întregi la cap dacă ai impresia că ne cunoaștem sculptori. Ce idiot cunoaște astfel de detalii. Da. Așa. Nu-ți plac sculpturile, să înțelegi. Dracu? Trebuie să-mi aleg un teritoriu. Ei, așa e întrebarea. Da, trebuie să Câți răspunzi. oameni cunosc răspunsul la întrebarea 1 din 100.000? În ce județ se află mănăstirea Prislop?
Un Eduard, ea că am dat-o la ghid și am nimerit. Da? Înceana, și eu știam. În ce an a debutat Irlanda la Eurovision? Cucubau. Poftim? Irlanda... Nici pe care mă uit la Eurovision. Da. Mai există Eurovision? Sau a fost cândva? Uite că a nimerit în 1963. Pă bune? Știu că era acum ani de zile. Acum ani și ani. Ne vom întoarce. Acum ani și ani. Da. Tati! Ai picat! Și da! Să ne continuăm aici joculețul. Miron Tudor Mitrea. Știu, dar nu, am auzit de el, dar nu știu ce am. Ia, 78? Tati, se duce să facă o sculptură la baie. Ia ce să ce trebuie să aibă un papagal singur în colivie? O oglindă. Nu dacă ghicește anul în care a făcut scultura. Stai să mă gândesc, tati, că nu știu. După cum se simte, cred că o să fie o statuie mare. Un sculptor... renumit vei fi. Eu scultez cu fundul, nu cu mâinile. Păi nu, că pormă modelez. Pormă ei la modelat. Opa, ia fiți atenți că sunt atacată. Ce naționalitate avea Steve Irwin, The Crocodile Hunter? Iată că a răspuns bine. În ce an s-a construit stadionul din Germania? Aoleu. Nu știu, maică, nu știu, o dau și eu la ghici. În anul 2000, păi de unde să știu eu, na? Bun, mă duc să fac statuia. Ia să atacăm și noi aici. Ți-ai luat toate ustensilele cu tine? Oh, am răspuns greșit la întrebare. Sper că nu... Ia. Mă atacă, mă atacă. Păi da. Mamă, 4000 are. Fii atent. În ce an s-a născut celebra cântăreață era fiind ai mă, pe bune, 81. Ia, 1917. Mamă, ce bătrână îi. Mai trăiește? 1917. Care dintre următorii pictori nu mai putea ține penelul cu degetele paralizate? Ia, am dat bine răspunsul. Iuhu! Câte zeițe și-au disputat mărul de aur aflat în posesia lui Paris? Trei! I-am zis patru, acum Ana. Din ce țară provine desertul Clafoutis? Pare francez, așa, nu știu de ce. Hei, am nimerit! Uhu, mi-am păstrat teritoriul. Yuhu. La muzeul Antipa, ha? Unde a avut loc campionatul mondial de fotbal din anul 1950, când Ademir a înscris 9 goluri. Italia, ia? Brazilia. E de mult să știu. Ia, sfârșit de joc! Mă mir că am scăpat teafără și nevătămată. Sunt pe locul 2, super tare, s-a înregistrat aici, s-a înregistrat. Hai, mai facem o partidă. O partidă de triviador. Oh, nu, lasă-mă mă cu reclama ta. Să închidem asta. Începe jocul. Sunt distractive întrebările astea, nu, tati? Ne amuză.
Andreea, Cristian și cu mine jucăm partida. Eu sunt cu roșu, am teritoriu cu roșu. Cu cât la sută a crescut consumul de spanac? Ai de mine, 100% ia. 34%? Nu, n-am dat răspunsul corect. E, vă dați seama că am dat-o și eu la nimereală acolo. S-a și văzut de altfel că am dat-o la nimereală. E rândul lui Andreea. Aici ce poză de profilare. Câte luni susține de șaseia. Păi am zis și eu 6. Bun. Așa, și e rândul meu să-mi pun și eu teritoriu, ce numai voi. E, eu sunt ultima. Wow! Se dărâmă blocul! Nu vă speriați, vecinii au aruncat gunoiul, deci nu vă speriați. Așa se aude la noi când se aruncă gunoiul. Zici că se cutremură blocul. Câți atomi de oxigen are în compoziție? Păi am zis și eu 2, mă! Așa? Dă-mi și mie șansa să-mi pun acolo un teritoriu. Nu numai lui. Super! Super tare! Ha, putem să atacăm acum, bun. Ia. Ce înțelegem prin interval de 8 trepte octave, ia. Răspuns corect! Uhuh! În ce an a fost lansat celebrul desen animat Tom și Jerry? Nu știu, maică, ia. Să vedem, am dat-o bine? E, nu știu, dar am nimerit-o. Ups! Aha! Și acum sunt pe primul loc. Sper să nu rămân fără teritoriu, că se mai întâmplă. Tot ce ai acumulat acum să pierzi într-o clipă, știi? Așa, hai, e rândul meu când vine. Haide, haide. Rândul lui Andrei, mă atacă. Ce culoare are floarea de lavandă levănțică? Mov. Cine nu știe răspunsul ăsta? Pe ce poziție a grilei de star s-a clasat Michael Schumacher în prima sa? Hai, maică, că... Așa zic, 6, pe locul 6, uite... Mi-a luat teritoriu! Mi-a luat teritoriu! Ia! Uh-oh. Cine interpretează melodia Fată Dragă? Mădălina Manole! N-a știut. Hai cu întrebările. Îi aparține melodia Hey Bulldog
A, nu răspund eu. A, ce bine! Că nici nu știam. Ok, hai. Și rândul meu, rândul meu. Sunt pe locul 2 în acest moment. Ia să vedem, atacă. Uite aici, aș vrea să pun ca să vin așa în linie. Ia. Ce mărime fizică se măsoară cu arm pe metru? Fie. Ha, am răspuns bine! Și-am câștigat teritoriu. E, că își vrea... N-a fost bine! Amândoi am răspuns la fel. Da, a fost o întrebare capcană. Nisipurile de aur din Bulgaria! Yeah, e de știut asta, așa, de fapt știam. Haide, haide, așteptăm întrebări. Hai. Am belit-o. Am dat răspunsul corect. Haide. Încă puțin. Colț alb. Da, pare mi se că am și citit cartea. Mi-aduc aminte că de asta am știut. Opa, cred că va trebui să închid aici clipul. Că nu știu dacă duc jocul până la sfârșit. Ia să vedem. Încă puțin. Cred că asta este ultima. Da, eu voi întrerupe aici filmarea ca să nu facem fișier corupt. V-am pupat! Pa, pa!